Te salut și spun bine ai venit la un nou live pe profilul meu de Facebook. Ne aflăm în cea de-a 23-a zi a provocării. Din câte îmi dau seama și matematica îmi spune, au mai rămas exact 7 zile, adică exact o săptămână, până când provocarea va fi finalizată. Dar așa cum spuneam și într-unul din live-urile precedente, cel mai probabil voi continua să citesc o carte pe zi, mai mult sau mai puțin, undeva la 20 de cărți pe lună. Mă gândesc că e un ritm chiar foarte ușor realizabil. Astăzi o să povestim puțin despre cartea Hiperintuitivii și dacă te uiți așa un pic pe lateralul cărții, îți poți da seama că este o carte bună. Ok? Până la jumătate am avut senzația că o să citesc iarăși o carte care vorbește despre intuiție numai și numai din perspectiva materială. Însă, această carte mi-a oferit în sfârșit posibilitatea de a striga Eureka și asta pentru că jumătate din carte este axată strict pe perspectiva materială și vorbește despre emisfera stângă, emisfera dreaptă, ce se întâmplă pe acolo din punct de vedere științific, atât cât poate știința actuală, dar cealaltă jumătate de carte vorbește despre suflet, vorbește despre spiritualitate, vorbește despre cealaltă perspectivă, urmând ca în ultimele câteva pagini să combine cele două perspective, fiindcă, desigur, numai combinând cele două perspective poți ajunge să înțelegi în profunzime subiectul intuiției. Aceasta este perspectiva corectă, fiindcă am avut chiar în această provocare câteva cărți și dacă le-ai urmărit live-urile sau înregistrările ulterioare, știi despre ce vorbesc, și anume despre faptul că în Blink, Malcolm Gladwell adoptă o perspectivă strict materialistă și spune povești. Într-o carte, Intuiția, îmi scapă numele autorului despre care am vorbit zilele trecute, la fel, perspectivă strict materialistă. Aici se îmbină armonios cele două aspecte ale realității noastre, materialul cu spiritualul și se vorbește despre intuiție. Prin urmare, recomand cartea, mi-am marcat mai multe citate decât aș putea să parcurg într-un live de o dimensiune decentă pe Facebook. Am avut o zi în cele 23 de până acum în care am stat și am discutat fiecare citat pe care l-am marcat, dar asta fiindcă acea carte pe care am citit-o atunci probabil este cartea numărul 1 din cele 23, dacă ar fi să fac un clasament, este cartea lui David Hawkins, Spiritualitatea și omul modern, ceva pe acolo e titlul cărții și într-adevăr o carte fantastică. Dacă ar fi să-ți recomand o singură carte din toate cele 23 pe care le-am citit până acum, ți-aș recomanda cu siguranță cartea lui David Hawkins. Bun, acestea fiind spuse, văd că s-au adunat câțiva oameni care privesc. O să mergem printre citate. Într-o ordine perfect aleatoare. Da, autoarea spune că de cele mai multe ori hiperintuitivii dezvoltă această trăsătură încă din copilărie și ea spune despre hiperintuitivi că de cele mai multe ori sunt considerați niște bebeluși înțelepți. Și mi-a marcat acest aspect. Deci, când vezi bebeluși înțelepți, ai toate șansele, poți presupune, da, că este vorba despre un hiperintuitiv acolo. Vă cu următorul citat, pe care nu-i citat, e un fragment din carte pe care țin să-l împărtășesc cu tine, fiindcă are legătură cu ciocolata. Și știu că tuturor ne place ciocolata sau ne-a plăcut la un moment dat, da? Și referitor la ciocolată, autoarea cărții spune așa: din experiența mea, indivizii care au trăit în prima copilărie experiențe deosebit de puternice provocate de criticile celor din jur, un părinte prea critic, de exemplu, vor fi puternic atrași de ciocolată. De ce ciocolată? Serotonina, substanța din creier responsabilă cu fericirea, care diminuează răspunsul la stres, este pusă de mult timp în legătură cu ciocolată. Deci dacă ești atras de ciocolată, conform perspectivei din această carte, ai aflat acum o
informație interesantă. Senzitivii și, desigur, hiperintuitivii, este posibil să aibă un creier drept mai activ. Asta e în parte din carte în care e perspectiva materială, da? Cu emisfera stângă, cu emisfera dreaptă. De să aibă un creier drept mai activ, ceea ce îi predispune să fie mai agitați în mediul lor. Sensibilitatea lor îi face să ia drept o critică personală, ceea ce unii văd ca pe o glumă. Da. Îți spuneam că nu o să parcurgem tot. Un citat din Graham Hancock, sper că am pronunțat bine, care spune așa: conștiința, și acesta a fost punctul din carte în care autoarea a făcut ușor trecerea spre latura spirituală a existenței noastre printr-un citat de la altcineva, da? Chiar dacă și ea este la unison cu mesajul citatului și zice așa: conștiința, după părerea mea, nu este generată de creier. Cred că mai degrabă creierul este un receptor al conștiinței, ceea ce este perfect adevărat conform cărții lui Hawkins pe care am amintit-o adineauri. Deci creierul este un receptor al conștiinței, iar conștiința nu este un rezultat al activității neuronale a creierului. Altceva, inteligența inconștientului și felul în care comunică cu conștiința noastră cotidiană sunt prea necesare ca să fie un simplu mecanism cerebral. Trebuie să existe o formă de inteligență dincolo de asta. Și recunoaște autoarea, la un moment dat în carte, cum că ea crede în Dumnezeu, nu este ateie, dar ce mi-a plăcut la ea este că nici nu a scris o carte complet din perspectivă spirituală, lucru care nu m-ar fi deranjat foarte tare, nici complet din perspectivă materială, ci a făcut o combinație destul de interesantă între cele două. Fiindcă eu am tot spus în live-urile precedente, când am vorbit despre cărți scrise strict din perspectivă materială, am tot spus că aș vrea o combinație între cele două, însă sunt conștient că este destul de greu să găsești un echilibru și o împletire între material și spiritual. Din punctul ăsta de vedere, o laud și o apreciez și o stimez pe Heidi Sauer, fiindcă a reușit să facă acest lucru, a reușit să combine cele două perspective într-un mod armonios în carte. Un citat despre fericire care mi se pare extraordinar. Zice așa: fericirea nu vine din atingerea obiectivelor, vine din trăirea unei vieți lipsite de compromisuri emoționale. Deci fericirea vine din trăirea unei vieți lipsite de compromisuri emoționale. Cum văd eu ideea asta de compromisuri emoționale? O văd din perspectiva lui Abraham și a lui Esther și Jerry Hicks, care au scris mai multe cărți care sunt traduse și în limba română, pe care ți le recomand. Acolo, Esther Hicks ne îndeamnă să ne ascultăm emoțiile, fiindcă noi, în momentul în care simțim emoții armonioase, înseamnă că facem ceea ce este potrivit pentru noi din punct de vedere al intenției universale. Dacă nu facem ceea ce este potrivit pentru noi din punct de vedere al intenției universale, atunci simțim emoții lipsite de armonie. Și din punctul ăsta de vedere, într-adevăr, absența fericirii este o prezență a compromisurilor emoționale. Cu alte cuvinte, emoțiile tale ți-au spus să faci anumite alegeri în viață, dar tu le-ai ignorat din diverse motive. Ca să obții o stare de fericire autentică, este necesar să nu îți mai, cum să zic, nu găsesc un cuvânt potrivit, să nu ignori mesajul pe care emoțiile tale ți-l transmit, ci să asculți mesajul respectiv. Ar mai fi o sumedenie de lucruri de spus despre carte, dar nu vreau să-ți iau de tot plăcerea lecturii, fiindcă este o carte pe care ți-o recomand, chiar dacă nu te consideri un hiperintuitiv, ai putea învăța cum să faci în așa fel încât să îți asculți
mai bine intuiția, pentru că este foarte important pentru fiecare dintre noi acest aspect. Dacă deja ai anumite aspecte ale realității tale care îți confirmă faptul că intuiești lucruri cât de cât armonios și chiar se întâmplă ceea ce tu intuiești, această carte te va ajuta să te înțelegi mai bine, să înțelegi mai bine acel mecanism. O să închei cu un exercițiu în 7 pași pe care îl propune Heidi Sauer și cu asta încheiem și live-ul. Avem așa. Zice că în momentul în care ai ceva care te deranjează în viața ta, Heidi Sauer îți propune să treci prin acești pași și zice ea, vei obține rezultate armonioase aplicând. Prin urmare, pașii sunt așa. O să-ți redau efectiv din carte. Pasul 1. Gândește-te la ceea ce te deranjează mai tare în viața ta în acest moment. 1. Da? 2. Lasă senzația pe care ți-o dă acel lucru să crească în corpul tău și focalizează-ți atenția pe ceea ce reprezintă. 3. Lasă frica să crească în corpul tău. De obicei, în acest moment, ne distragem atenția, zice ea. Deci când simțim frica, ne distragem atenția. Însă pasul 3 presupune să lași frica să crească. 4. Simte în corpul tău, nu în gândurile tale, unde se află emoția. Cu alte cuvinte, localizează emoția pe care o simți, emoția asociată, localizează-o undeva în corp. 5. Focalizează-te pe senzații, dezactivând orice altceva. Respirația ta va deveni mai rapidă și anxietatea va crește, dar păstrează acea senzație. 6. Pe măsură ce sentimentele de spaimă cresc, dacă pătrunzi suficient de adânc în sentiment, vei vedea că este spaima de abandon. Ai încredere și bunătate față de tine însuți, astfel încât să păstrezi acele sentimente. Și 7. Sentimentele vor scădea până la punctul de distragere a atenției. Vei începe să te gândești la altceva. Repetă procedeul până când problema inițială nu mai are energie. Deci până când problema nu mai are energie. Repeți acești 7 pași și desigur că poate nu i-ai reținut pe fiecare dintre ei, însă înregistrarea acestui live este disponibilă imediat ce încheiem. Și, după cum îți spuneam, cu acest exercițiu mi-am propus să închei. Cartea este ok, este o carte pe care îți recomand să o citești. Să vedem ce mesaje am primit în timp ce povesteam eu aici. Mulțumim pentru inspirații și toate descrierile cărților. Mulțumesc, Stan Lorena. Mulțumesc, te îmbrățișez. Sunt nespus de bucuroasă să te ascult de fiecare dată. Ema Cârlegeanu, mulțumesc. Mulțumesc, mesajul e la fix, Loredana Vrednicu, care face și ea provocarea pe care eu am propus-o acum 23 de zile, lucru care mi se pare foarte interesant și te felicit, Loredana, pentru asta. Roxana Ramona, mulțumesc! Vă mulțumesc și eu tuturor celor care ați fost și astăzi alături de mine și, așa cum obișnuiesc să închei de 23 de zile încoace, îți spun că o să ne revedem mâine cu un nou live și cu, desigur, cu descrierea unei noi cărți pe care o să o citesc mâine. O seară armonioasă îți doresc. Te-am pupat!